Salut! Deci, acest clip mă face, deși bolnav, și îmi cer scuze pentru vocea mai răgușită, și deși de obicei mi-am spus că am să caut să tai subiectele de religie, în special cu dat fiind toxicitatea cel puțin a unor membri, totuși am văzut un lucru care îmi pare super amuzant și trebuie să îmi încalc principiile. Și sper să râdeți cu mine sau cel puțin să vedeți lipsa de onestitate care, cel puțin, care cred eu că s-a pierdut. Deci, înainte de toate, întrebarea pare onestă. Există miracole? Și apoi vezi un articol de genul un muncitor căzut într-o cuvă de aluminiu topit la 720 de grade, dar a supraviețuit miraculos. Și, deci, un lucru care, pentru oamenii care nu sunt familiarizați, este că 720 de grade este un număr foarte mare, bineînțeles, dar nu este chiar atât de mare dacă pui un asterisc, o steluță. Și anume este că poate foarte mulți nu știu, dar temperatura în sobă sau într-un cuptor este tot pe acolo. Deci dacă o să te uiți care este temperatura într-un cuptor, de exemplu cu gaz, deci gaz de metan, este de 2000 de grade, dar temperatura în sobă poate să atingă tipic chiar și la stovele electrice 500-600 de grade. Deci în orice cuptor se poate atinge peste temperatura sau în jur temperaturii de 700 de grade și acum cred că toți oamenii rezonabil cred că acceptă că oamenii și-au pus mâna sau piciorul într-o astfel de sobă și a supraviețuit. Și că vrei să spui că miraculos este absolut hilar, pentru că știm că nu este niciun miracol în principiu că oamenii trăiesc. Și bineînțeles că dacă ai să te uiți la o sobă, temperaturile sunt cam tot pe acolo, în genul la nivelul cărbunilor unde arde focul este în jur de 1000 de grade și temperatura medie este de minim 400 de grade. Și la fel, dacă cineva ajunge într-o sobă și apoi iese afară, bineînțeles că depinde și cât timp stau, oamenii de obicei trăiesc și nu este nimic miraculos. Dar totuși este bine să citim articolul. Și un lucru care este amuzant este că persoana a subliniat miraculos, dar nu a subliniat, nu a dat niciun link la articol. Deci nu știu unde a căutat, dar am căutat înapoi pe Google și primul link care cât de cât este similar este acest articol de pe Antena 3. Și Antena 3 este bun sub două aspecte. Primul lucru că spune că s-a scufundat până la genunchi în lichidul de aluminiu și apoi a reușit să se tragă și dacă o să citim, are în mod fascinant și link direct la articol în engleză și acolo spune. Deci, în principiu, spune cam același lucruri cu poate anumite detalii lipsă sau, da, foarte mici, dar în principiu poți să reconstruiești articolul, dar asta spune ceva de genul că persoana a ajuns în funal după ce a căzut prin horn și a căzut până în genunchi, s-a scos afară și apoi când s-a scos afară, după aceea un coleg l-a scos afară, mai afară și la final a avut arsuri extensive, dar a fost salvat de elicopter și că a fost dus de urgență cu elicopterul și cu paramedici și doctori. Deci, și la final, într-un fel cerașa de pe tort, este că este o investigație de poliție pentru că sunt alte companii care au normele de siguranță încălcate. Și acum sunt foarte multe lucruri care nu le înțeleg. Deci, primul lucru, așa cum l-am spus, nu înțeleg miracolul. Iar cu atât mai mult, cu cât dacă scoți efectiv totul din context, bineînțeles că miracol pare mai miracol. De genul, dacă pui doar titlul, spui că ai căzut în 720 de grade și ai supraviețuit, spui, wow, omul a căzut efectiv într-o sobă, nici nu putea să respire și a supraviețuit. Și gândește-te, sar tu dacă vrei și vezi că supraviețuiești. Bineînțeles că
tai partea că omul a avut arsuri extensive. Dar haideți să spunem că tăiem micile detalii. Cine înțelege ce este poza asta? Și asta este efectiv poza care o cauți când cauți un cuvă de aluminiu, subliniez de aluminiu, cum se lucrează. Și gândește-te că acest tânăr cade în cuva de aluminiu și vezi că e puțin mai mare decât el, deci are cât de cât de unde să iasă, dar pentru cei care nu văd, omul acesta nu este îmbrăcat în blugi, de să fim foarte clari, este îmbrăcat în costum de protecție, în cizme probabil metalice, care dacă îți cade aluminiu pe picior, nu are să-ți facă gaură prin picior, are să cade pe cizmă. Și deși cizma are să crească la temperatura de 200 de grade sau 300 și îți face o arsură, nu este la fel ca o arsură de 700. Și asta este primul aspect absolut hilar, că iar nu este în detalii. Și dacă ai să privești în această perspectivă, cu un om cu un costum de protecție, că bănuiesc că nu a mers în blugi și mai eu, la locul de muncă. Deci miracolul nu este atât de miraculos, este cu atât mai puțin miraculos decât este. Și dacă e un accident de muncă, că omul supraviețuiește, că asta este un miracol, te aștepți ca oamenii să moară de fiecare dată? Deci, nu știu, deci asta, primul lucru, că nu pare a fi un miracol, efectiv cum este descris, dacă citești articolul și te uiți cum merge în realitate. Dar vine întrebarea următoare, dacă acesta este un miracol, un om care ajunge cu mâna în cuptor din greșeală sau piciorul în cuptor și iese afară și are arsuri multiple și trăiește, este miracol? Și la final, cerașa de pe tort, ce rost are acest miracol, excluzând faptul că vine un creștin care tot umflă povestea? Bănuiesc, deși nu sunt cel mai bun teolog și chiar nu cred că o divinitate există, dar singurul lucru care pot să arăt este că Dumnezeu din când în când mai arde câte un om, câte un picior de om, doar ca să arate că El din când în când are milă ca pe un om să-l lase doar ars. Asta este miracolul. Deci nu vi se pare super crud o astfel de divinitate care pur și simplu râde de oameni? Și ca și încheiere, să nu uitați că la sfârșitul săptămânii o să avem live cu George Curinăi, cu un subiect complet nerelaționat de miracole, dar vă aștept aici pe canal sâmbătă seara la ora 9. Pa, pa, rațiunea fie cu voi!